A fost un weekend cu evenimente rutiere în Sălaj. Doi copii au fost răniți în urma unor accidente produse din neatenție, iar un motociclist a fost rănit grav după un accident provocat de alcool și viteză. Primul eveniment s-a produs vineri în municipiul Zalău, când un bărbat de 38 de ani, în timp ce conducea autoturismul pe strada Sfânta Vinere, a croșat o copilă de 6 ani. Fetița a ieșit fără să se asigure dintre autoturismele aflate în parcare. Tot vineri, un jiboan de 19 ani, în timp ce conducea autoturismul pe strada Unumai din Jibou, a accidentat o fetiță de 4 ani care s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis. Ambele accidente s-au soldat cu rănirea ușoară a copiilor. Duminică, un motociclist clujan a fost grav rănit în urma unui accident dintr-un pe DN1H în localitatea Vârșolț. Cauzele producerii accidentului au fost neadaptarea vitezei de deplasare la condițiile de drum, dar și alcoolul. La testarea motociclistului cu alcool testul s-a evidențiat o alcoolemie de 1,54 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Evenimentul s-a soldat cu rănirea gravă a motociclistului.